Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Berbec. Haideți să facem o etalare temporală, să vedem ce vă așteaptă în viitor apropiat ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Berbec, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, viitor apropiat, Berbec. Se pare că foarte mulți dintre voi veți avea o perioadă, nu că veți, urmează o perioadă de un succes extraordinar. Aici la voi vorbesc despre căsătorie, despre o relație foarte serioasă. Ai de-a face cu cineva, persoana asta nu-și mai dorește, posibil tu sau persoana asta să fie zodie de pământ sau tu să ai pământ în ascendent, descendent sau în astrograma ta. Ai de-a face cu o persoană care nu mai vede pe altcineva în afară de tine. Sau tu să ai și leu și berbec, iar persoana asta să fie zodie de pământ. Persoana asta nu mai vede pe altcineva în afară de tine. Și dacă, prin absurd să spunem, tu ca femeie sau bărbatul ăsta, ia cum rezonează, sau dacă ești bărbatul, ca vreunul dintre voi a avut vreun dubiu, sau a mai fost ceva ascuns, sau a fost o chestiune de genul ăsta, se exclude. Pentru că persoana asta este foarte decisă să fie cu tine și nu mai vede pe altcineva în afară de tine. Și este genul de persoană care nu își explorează opțiunile și nici nu are, ca să spunem așa, felul ăsta de a te înșela, de a te ascunde lucruri sau de a fi... Mai degrabă tu ca femeie, și aici am să vorbesc pentru cineva specific, persoana asta vrea o relație a la long cu tine, vrea să rămână definitiv cu tine. Dar eu vorbesc aici de tine ca femeie, este vorba despre tine, bărbatul ăsta este foarte decis să fie cu tine. Ideea este că tu ai o latura ta prin care tu dorești să fii liberă. Nu cred că impui acestei persoane, nu neapărat cred că este greșit spus impui. Îți pui termenii, condițiile de la bun început și anume că tu vrei să fii liberă. Chiar dacă vei fi într-o relație cu persoana asta, trebuie să-ți respecte anumite bariere peste care nu poate trece, ok, deciziile tale sau principiile tale, prioritățile tale, dorințele tale, să știe la ce se înhamă. Pentru că pari genul care nu suportă să fie, ok, sugrumată, forțată la anumite lucruri. Adică ești foarte liberă și ești o persoană foarte spirituală pe lângă asta și e ceva care nu te poate, nu este, cineva trebuie să înțeleagă aici că nu te poate controla și n-are cum să o facă și nici nu trebuie să încerce să o facă. Dacă vrea să trăiască lângă tine, să fie cu tine, are toate șansele dacă nu face treaba asta. Pentru că persoana asta s-a îndrăgostit foarte tare de tine și nu mai vede pe altcineva. În schimb, tu ai acea latură de liberă, adică trebuie să o respecte. Cavalerul de Vârte și Marea Preoteasă, exact ce am spus, da. Probabil că asta a creat puțin conflict pentru că bărbatul ăsta a venit așa să se impună în viața ta sau vrea să îi aparții. Ok, îi aparții, dar trebuie să știe că nu în totalitate, adică ce al tău și ai tu de făcut este pur și simplu ceea ce el trebuie să respecte ca și priorități ale tale. Vreau să văd justiția. Vede să vin vers. Ok, bun. Ideea 3 de cupe, 4 de cupe, da. Tu ești. Nu bărbatul, tu ești. Tu ca femeie, deci ascultă-mă, nu este bărbatul, tu ca femeie ești. Poate că multe dintre voi, spun, poate sunteți persoane căsătorite și v-ați explorat opțiunile și poate că așa ești tu sau poate că vrei să ai o relație serioasă cu cineva chiar dacă nu ai două persoane în viața ta. Dar persoana asta trebuie să înțeleagă o latură a ta și acum fiecare după caz știți care este latura voastră. Și anume cineva trebuie să înțeleagă că dacă ai prieteni sau dacă faci alte lucruri, trebuie să-ți respecte lucrurile astea pentru că cineva vrea să ia acord tot timpul tău și asta nu e un lucru rău.
dar tu mai ai și alte lucruri de făcut și vrei să poți să și socializezi cu altcineva fără să existe această impunere că ar trebui să fii acolo permanent lângă această persoană, fără a mai avea dreptul, să spunem așa, să-ți mai faci lucrurile tale. Persoana asta trebuie să înțeleagă din start că nu poți să facă asta cu tine pentru că altfel te pierde. Altfel te pierde. Și cred că discuții au fost în legătură cu posesivitatea acestei persoane și vor mai fi, pentru că, ia să vedem, 8 de bute, o să porți o discuție referitor la treaba asta. Nu-mi place să mă urmărești, nu-mi place să mă controlezi. Împăratul și 9 de săbi. Trebuie să-i dai jos acestei persoane încăpățânarea, orgoliu și nevoia de control, pentru că asta nu merge cu tine. Să ne înțelegem. Împăratul, și dacă ești bărbat, și dacă ești bărbat, trebuie să înțelegi că nu poți controla o femeie, sau poate dacă ea te controlează pe tine, trebuie să înțeleagă că ai și tu prioritățile tale, ai și tu feelingurile tale, simțurile tale și trebuie să-ți respecte viața, prietenii, ce ai tu de făcut, munca, timpul tău, trebuie să respecte lucrul ăsta. Împăratul și 9 de săbi, pentru că cineva suferă aici. Da, cineva suferă. De ce suferă? Pentru că o persoană aici este îngrădită. Cred că iubești persoana asta, cred că vrei să fii cu persoana asta, dar cred că ți încalcă liberul arbitru și asta te deranjează foarte tare. Am vibe-ul ăsta de cineva care are potențial să fie ceea ce ți-ai dorit tu sau este ceea ce ți-ai dorit tu, dar să înțeleagă că nu trebuie să ți încalce liberul arbitru și nici liberul arbitru. Încearcă să aibă control asupra ta. Deci, de, și nu înțeleg de ce o face. E o frică de abandon aici. Uite de ce o face. O face pentru că este o persoană care crede, bărbatul ăsta crede că el știe ce are cu tine, este ceva foarte serios și nu vrea să te piardă pentru că ai alți admiratori sau alte persoane care te plac și el este foarte conștient că oricând ai putea să-ți găsești pe altcineva, dar nu asta este intenția ta. Ideea este că ție îți place, uite, asul de bâte. Ție îți place să socializezi sau îți place să ai persoane în jurul tău. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva te place, neapărat o să ai o aventură sau o relație cu persoana aia. Da, uite, vezi, asta e problema. Aici e problema. Whatever, poate pentru câteva dintre voi chiar mai aveți pe altcineva și nu te-ai hotărât încă. Da, poate mai e cineva aici. Te mai iubește cineva aici. Te iubesc doi bărbați. Deci spun sincer să fiu. Te iubesc doi bărbați la fel de geroși și posesivi amândoi. Cavalerul de bâte și 3 de semne. Exact. Roata și 5 de cupe. Vezi că se întoarce cineva din trecutul tău, din zodia pești. Deci ai o persoană în prezent în viața ta care are această energie despre care ți-am povestit și spune oare rămâne cu mine definitiv sau nu, că eu, persoana asta e decisă, e hotărâtă, gata, tu ești persoana ideală pentru el, el nu mai vede pe altcineva, să ne înțelegem. Dar se întoarce cineva în trecut. Se întoarce un rac pe scorpion, pești cu spânzuratul, pești. Se întoarce persoana asta, nu știu ce vrea de la tine. Sincer să fie, este cineva care nu te-a apreciat când a trebuit, dar și-a dat seama că te iubește. Și-a dat seama că te iubește când tu ți-ai găsit ceva serios cu altcineva. Și gelozia o să fie pe bărbatul ăsta. Asta e problema. Deși 8 de bute și 3 de cupe, el nu vorbește cu nimeni și e posibil ca nici tu să nu vorbești cu persoana asta. Persoana asta se întoarce, nu este vina ta. De ce se întoarce regele ăsta de cupe? 8 de săbi invers. De ce 8 de săbi invers? Că nu mai vrei. E singur, foarte singur. Eremitul cu 9 de pentacule. De ce se întoarce? Regina de săbi și 8 de cupe. Pentru că n-ai mai avut sentimente și ai plecat din viața lui definitiv. De aia se întoarce. Și ce vrea acum? Asul de cupe. Și pași de pentacule. Știi că nu mai vrei. Ce vrea cu asul de cupe? Împăratul și pași de săbi. Ce vrea cu regele de monede și... Știe că ți-ai găsit pe altcineva, știe că ești cu altcineva
și vrea să te întoarcă din drum, vrea să-ți încurce puțin lucrurile, nu o să aibă nicio șansă. Dar trebuie să înțeleagă și persoana din prezent că e prea posesivă. Nu știu că, cum să o zic aici, dar sigur ai înțeles. Roata și nouă de sâmbie cuiva este întors, roata cu suferință pentru ceea ce ți-a făcut când am trecut și tu vei avea cea mai frumoasă perioadă din viața ta și cea mai fericită, dar se întoarce persoana asta care te urmărește și îți urmărește dragostea, iar cu persoana din prezent o să reglezi lucrurile în sensul de gelozie, posesivitate, pentru că e o istorie pe care tu nu vrei să o mai repezi cu treiul ăsta de cupe invers, care a fost un bărbat din trecutul tău foarte posesiv. Și latura acestui bărbat din prezentul tău, care este posesiv, o să se schimbe. Adică bărbatul ăsta pentru tine, din dragoste pentru tine, schimbă ce vrei tu. Deci îți spun, schimbă ce vrei tu. El tot bănuie că ai de-a face cu cineva din trecutul tău. Și chiar se întoarce individul ăsta, dar tu n-ai de-a face cu el. Dar el bănuie deja. Nu înțeleg de ce bănuie. Ia să vedem. De ce bănuie bărbatul ăsta lucrul ăsta? De ce cu nouă de cupuri de aur? E gelos de aia. Că ești frumoasă, că... Câteodată ești mai închisă cu el. E o latura ta de aia. Pentru alte între voi, cineva cu care ai terminat-o de... Deci pentru alte între voi, regele ăla de cupe e tot din trecut și regele ăsta de monede e tot din trecut, dar are energie prezentă. Deci ai doi regi de monede sau două persoane din zodie de pământ și regele ăla de cupe din trecut. Și tu ai ales o persoană din prezent și aici o rege de monede din trecut este foarte gelos. Împreună cu regele ăla de cupe, care au încercat să aibă autoritatea asupra ta, dar tu mergi mai departe cu relația ta nouă. Bun. Atât am avut pentru cei din zodia Berbec. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.